în lucru facem treaba care nouă ne place și sigur primim plăcere. Muncim și rezultatul cred că nu o să lese de așteptat. Adversarul știm din timp, organizatorii noi ne cunoaștem, am mai luptat în gală, este o gală interesantă. Au venit cu propunerea, sigur, dacă nu era programat alt meci, noi am acceptat, suntem în etapa finală de pregătire. Cine este pe loc acolo la Suedia să veniți să ne susțineți, cred eu că o să fie un meci interesant și o gală foarte interesantă. Păi, sigur, noi ne pregătim la maxim, indiferent de adversar. Eu tare nu studiez adversarii, noi ieșim pregătiți și lingua să arăți totul. Asta este sportul, noi vedem pe data de 8 cine este mai bun. După data de 8, nu, până când la momentul de față, erau careva propuneri, dar nu ne-am axat pe cele, ne pregătim de data de 8, după asta să vedem care și mai este. Eu mă simt la vârsta de 36 de ani, că asta este, dar mă simt foarte bine, sunt în ritm din nu știu câți ani de zile, chiar nici nu mai țin minte și fac ceea ce îmi place și cât o să pot, cât o să meargă, atât o să fac. Mi-au dat întrebări 100 și 1000 de oameni referitor de tema asta. Eu fac ceea ce îmi place mie. Și asta, rezultatul nu s-a arătat de așteptat, noi mergem înainte și eu primesc plăcere din ceea ce fac. Lucrurile o să fie pe Fightbox Live și Digisport TV. Cine are posibilitate, urmăriți-ne, o să fie interesant. Mersi mult la toți, toți sunătorii, toți cei care ne urmăresc. Faceți sport, aveți grijă de voi și mergeți înainte.